Așa arată scorpionul desfăcut. L-am desfăcut pentru a upgrada. O să vă arăt imediat. Avem aici axul principal și avem două șuruburi. Iar în spatele axului avem o bucșă. O să vă las și cotele ei. Operațiunea este destul de simplă. Să desfacem un în două, aveți grijă cum puneți piesele, să nu, le, să nu le, pierdeți. O să vă mai arăt pe măsură ce o să pun la loc, să vă dau așa câteva sfaturi. Nu prea are foarte multă vaselină, are ceva, dar nu i mai pune un pic. O să gresez axul, roata principală. După cum puteți observa, ea este din bronz și o să-i adaug pe axul principal, axul care ține manivela în spatele acestei rotițe de plastic. Este o bucșă din plastic, o să o înlocuiesc cu un, cu un rulment. Îi am aici un rulment inoxidabil și la fel o să înlocuiesc și pe worm shaft. O să vă arăt, o să înlocuiesc o bucșă cu un rulment la fel tot de inox, inoxidabil Cam asta este până acum O să vă arăt și când după ce realizez schimbul O să vă arăt exact cum, cum le asamblăm Am scos axul Se prinde în cele două loc, locuri libere de aici cu două șuruburi Acestea sunt șuruburile, foarte atenți să nu le, să nu le stricați, nu, le for, nu forțați, folosiți șurubelnițe bune pentru a nu le strica și se observă, aceasta este bucșa și o să o cu un rulment. Atenție, pentru a înlocui această bucșă, aveți un o siguranță de tip E, E-Clip, o veți găsi în engleză, se observă deasupra părții albastre. Aveți grijă, țineți cu mâna de ea și cu o ușor, o desprindeți, atenție să nu zboare. Așa arată axul pe care va trebui să punem rulmentul și așa arată piesele ce le-am înlocuit. Deci avem siguranța, bucșa de plastic și o șaibă de uh, cupru. Acum o să înlocuiesc tot acest ansamblu cu un rulment. Eu pentru gresare folosesc de la Shimano acest spray cu vaselină. Asta pentru a gresa rulmenții. Uh, Le-am luat din Japonia. Nu știu dacă se găsește și la noi. Iar pentru angrenaj o să folosesc de la Quantum Hot Sauce. Este o vaselină foarte bună și o să o aplic ușor cu, cu pensula. Iar pentru... Vedeți aici avem șaiba de, de, carbon. Pentru frână o să folosesc o, o vaselină specială. Așa arată ansamblu montat. Este roșu datorită vaselinei Hot Sauce. I-am dat o peliculă ușor cu pensula pentru că el va sta în interiorul carcasei mulinetei și atunci o peliculă de vaselin îl va proteja. Oricum este un rulment inoxidabil, dar de-aia este această culoare. Dar folosesc o, o pensulă pentru a, pentru a aplica. Acum pentru al doilea rulment, cel de pe worm shaft, aici avem la fel un clips, un eclips, atenție, îl scoate. Și apoi să focuseze și aparatul. Și apoi înlăturăm înlăturăm această piesă și după cum puteți observa, în spatele rotiței dințate se află bucșa. Pentru asta va trebui să împingem să împingem și să înlocuim bucșa. Îl împingem și este pe partea opusă. Dar bineînțeles că va trebui să înlocui, înlăturăm înainte și cuiul ce ține shaft -ul. Așa cum v-am spus, aici pe orm mai avem încă o șaibă care va fi înlocuită cu un rulment. Din păcate, la, acela, la acest model, ca și la curat ok, în part, practic aceeași platformă, orm este din, din plastic. Însă, mai mult ca sigur, cred că este compatibil și cu wormshaft de pe Curado modele mai vechi. Sau Scorpion model mai vechi. Asta trebuie văzut un pic, măsurat. Și cred că se pot comanda piese din Japonia pentru cei mai împătimiți, așa, în ale upgradatului. Și să se schimbe acest wormshaft cu unul de aluminiu. Da, nu cred eu că este o problemă, chiar dacă este din plastic, nu cred eu că se va toci sau vor fi probleme. Practic, el doar face mișcarea de stânga-dreapta a firului pe, pe mosor, pe tambur. Asta face. Uitați-l și aproape. Da? Deci este vorba de acest ormshaft care îmi face ca line guide-ul, ghidajul firului să se miște stânga-dreapta atunci când recuperăm firul pentru a-l așeza uniform pe tambur. Din păcate este din plastic, așa că și mano ar fi, ai fi putut pune ceva de aluminiu. Da? Nu știu cât este economia de cât ar fi costat unul de aluminiu. Eu să încerc totuși să îl măsor acum și să încerc să văd poate pot să-l schimb cu unul de la un Scorpion model mai vechi sau un Curado model mai vechi. Până un alta îi înlocuiesc șaiba de plastic cu un rulment inoxidabil. Am pus la loc acum mulineta. Ce este important, aici aveți niște șaibe care vă asigură frânarea. Ca să nu pierdeți ordinea lor, în momentul în care le scoateți, puneți-le pe un pe un băț, pe un pix, pe orice altceva, ca momentul în care le puneți la loc, ele să, să, vină, să vină bine. Ele au ordine pentru că nu sunt drepte, sunt, unele sunt concave. În uh, momentul în care strângeți frâna, acestea presează pe, pe acele șaibe de carbon și uh, înfrânează înfrânează roata dințată principală. Asta este cam mic sfat. Nu este greu, trebuie doar un pic de, de atenție și mulineta se asamblează destul de destul de ok. Doar că un pic de atenție și să lucrați, nu știu, pe într-un spațiu în care nu știu, pe o hârtie, pe ceva, să vă asigurați că nu zboară uh, acele clipsuri, eclipsuri. Le-ați văzut acele siguranțe? să fiți atenți când le scoateți să nu, să nu zboare, că nu prea se găsesc din păcate. Asta sunt cele două șaibe ce au fost înlocuite cu rulmenți. Mulineta este pusă la loc. E bine că nu ne-a mai rămas nicio piesă, n-a avut niciun șurub în plus, totul este ok. mi I-am dat așa câteva manivele, se învârte foarte bine, o să văd și în momentul în care o să o pescuiesc. Așa arată rulmenții. O să vă las în descriere cotele. Ca idee, cel de la Wormshaft este identic cu cel din Noburi. Aveți pe canalul meu un clip în care am locuit și șaibele din, din Noburi și acum mulineta mea are în plus doi rulmenți, unul pe axul central, unul pe Wormshaft și câte doi în fiecare în Noburi. Așadar, am un Scorpion cu plus 4 rulmenți. Am folosit rul inoxidabili. Sunt rulmenți miniaturali. Îi găsiți pe diverse site-uri. Eu i-am luat de la rulmentica.ro O să vă las detaliile în, în descrierea clipului. Până data viitoare, cam asta a fost. O să mai urmeze încă un upgrade acolo. O sper să am timp să-mi pun... Um, mai bine telefonul să filmez cam toată operațiunea. E destul de plictisitoare, durează ceva, uh, trebuie să fiți foarte atenți când desfaceți, mai ales că sunt niște piese care pot să zboare și să le pierdeți și ar fi păcat pentru un mic clips metalic să nu, să nu, mai puteți să puneți bun în loc. Până data viitoare, rămâneți pe canalul meu, v-am spus, o să urmeze un alt upgrade, așa că vremea este urâtă, spor la upgradat.